Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu, iar invitatele mele de astăzi sunt Alice și Griuța, care deja a dormit. Ne bucurăm că ați ales să petreceți câteva minute alături de noi ca să ascultați o povestire interesantă. Ce povestire ai dori să citim, Alice? Băiatul politicos. Povestirea despre băiatul politicos. Am găsit. Povestirea se numește Cărbuni într-o mașină elegantă și se găsește în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Ce vârstă trebuie să aibă un băiețel ca să înceapă să fie politicos? Ați spune că 10 ani sau 9, 8, 6, 5 sau chiar 4 ani? 4. 4. Din fericire pentru Dick, el a învățat să fie politicos când era foarte mic. De când a început să vorbească, mama l-a învățat să spună te rog, mulțumesc, scuzați-mă, îmi pare rău, cu plăcere și alte cuvinte care te ajută atât de mult să faci viața plăcută pentru alții și pentru tine. Într-o zi, pe vremea când Dick nu împlinise încă 5 ani, s-a suit cu mama sa într-un autobuz. El mergea în față, iar mama îl urma, în timp ce înaintau pe intervalul dintre scaune, căutând un loc liber. Deodată, când autobuzul a pornit, Dick s-a dezechilibrat și a călcat pe piciorul unui domn. Acesta și-a tras piciorul, părând supărat. Scuzați-mă, domnule, a spus Dick. Îmi pare foarte rău. N-am vrut. Bărbatul a zâmbit, la fel și ceilalți pasageri. Toți erau surprinși și încântați să audă un băiețel atât de mic vorbind politicos. Luându-l pe Dick pe genunchii săi, domnul acela a început să-i pună întrebări. Cum te numești? Dick Gentry. Câți ani ai? 4, dar în curând voi împlini 5 ani. Și când este ziua ta de naștere? Dick i-a spus și asta. Unde locuiești? Dick i-a dat și adresa. În timpul acesta, toți oamenii din autobuz priveau și ascultau. Erau zâmbete pe fețele tuturor adresate băiețelului atât de bine crescut, atât de prietenos și atât de politicos. Au trecut câteva săptămâni și Dick a împlinit 5 ani. De ziua lui de naștere, spre surprinderea sa, a primit un pachet. Înăuntru era un bilețel pe care scria: din partea prietenului tău din autobuz. Dar nu era scris niciun nume, nu era scrisă nicio adresă, așa că Dick nu a putut să-i scrie și să-i mulțumească expeditorului. Fie că veți crede sau nu, Dick a primit câte un cadou de ziua lui de naștere de la aceeași persoană în fiecare an, până la vârsta de 18 ani. Când Dick a absolvit liceul, a primit un aparat de fotografiat în valoare de $200, însoțit de același bilețel, de la prietenul tău din autobuz. În tot acest timp, el nu a știut cine ar putea fi prietenul din autobuz. Foarte vag își amintea că stătuse pe genunchi unui domn într-un autobuz când era foarte mic,
dar nu avea nicio idee cine ar putea fi omul acela. Apoi a venit o iarnă foarte grea. În zilele acelea, multe case erau încălzite cu cărbuni. Fiind foarte frig, rezervele s-au terminat curând. Camioanele nu mai transportau cărbune pentru că depozitele erau aproape goale. Dick era îngrijorat. Casa lui devenise un congelator. Nu mai aveau combustibil pentru foc. Tata și mama nu se simțeau bine deloc și le era foarte frig. Băiatul a telefonat la depozit. Este foarte grav. Înțelegeți-mă, înghețăm de tot. Ați putea să ne trimiteți niște cărbune? Îmi pare rău, a spus omul de la birou. A mai rămas prea puțin. Vom putea trimite camioanele abia luni dimineață. Luni dimineață? Nu cred că părinții mei vor suporta frigul atâta timp. V-aș rămâne recunoscător dacă ați putea face ceva mai devreme pentru noi. Îmi pare rău, dar totuși, spune-ne cum te numești. Numele meu este Dick. Dick Gentry, domnule. Vă rog, ajutați-ne dacă puteți. Faceți-o pentru părinții mei care sunt bolnavi. Voi vedea ce pot face, a spus funcționarul. După aproape o oră, o mașină frumoasă și deosebit de elegantă s-a oprit în fața casei lui Dick. Șoferul a coborât și s-a apropiat de ușa casei. Dick a ieșit să vadă ce dorea. Aici locuiește Dick Gentry? A întrebat el. Da, ce pot face pentru dumneavoastră? Nimic. V-am adus ceva. Spre uimirea lui Dick, șoferul a scos 6 saci cu cărbune din frumoasa mașină elegantă. Sunt pentru noi? A întrebat el. Da, și șeful meu spune că nu vă costă nimic. O, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dar cine i-a trimis? Este un bilețel într-unul dintre saci, a spus șoferul. Apoi și-a luat rămas bun și a plecat. Dick a dezlegat sacii și a privit înăuntru. A găsit un bilet. Pe el scria: de la prietenul tău din autobuz. Nu-și putea crede ochilor. Atunci a înțeles. Omul din autobuz trebuie să fie patronul depozitului de cărbuni. Dick avea dreptate și toate aceste semne de prietenie veniseră din partea lui doar pentru că băiatul fusese politicos cu mulți, mulți ani în urmă. Ce zice Alice? Este bine sau nu este bine să fim politicoși? Bine. Este bine. Crezi că există o răsplată de la Domnul pentru că suntem politicoși și amabili? Da, există, cu siguranță. Dumnezeu dorește să fim un exemplu pentru cei din jur, să fim o lumină. Sperăm că v-a plăcut povestirea noastră. Dacă doriți să mai aflați și alte întâmplări minunate, scrieți-ne pe adresa monicalupu@mail.com. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să fiți întotdeauna o lumină pentru cei din jur. La revedere, copii! La revedere!